Un bărbat în vârstă de 50 de ani, care oficial figurează că este plasat în carantină până la data de 3 ianuarie, este acuzat de ultraj după ce a bruscat un polițist de frontieră și a adus amenințări. Acesta se afla într-un taxi care a fost oprit în localitatea de frontieră Luceni, unde drumul era blocat cu un autocamion care a derapat. Aflându-se sub influența alcoolului, bărbatul a coborât din mașină și a fost pus pe scandal. În ajutor a fost trimis un echipaj de poliție de la Popricani, care efectuează acum cercetări pentru ultraj.